Iar vouă celor de acasă, neapărat vreau să vă zic că în fiecare duminică, la ora 10 pe Prime, trebuie să urmăriți emisiunea Doctorii, pentru că, cum vă spuneam și ceva mai devreme, aflați foarte multe răspunsuri la întrebările care vă macină, ce puteți vedea în această duminică în cadrul emisiunii, vă spunem noi în cele ce urmează. Astăzi vorbim despre pietre, dar nu cele prețioase. Una din 10 persoane suferă de litiază renală. Este o patologie care constă în formare de calcul sau pietre, cum spun pacienții. Durata operației depinde de complexitatea cazului. În mediu 30-40 de minute. Sub paravalul trendului detox se ascund multe capcane. Foarte multe toxine noi totuși primim prin alimentație și este periodic de ajutat organismul de a scăpa de ele. Adesea mamele sunt alarmate de faptul că copiii lor sunt mult timp cu nasul cu bătut. Când l-am examinat, am dat de la amblioză. Respectiv, de fiecare dată când el facea o acutizare, făceam un tratament antiparazitar. Heroina noastră, Maia Țăran, a avut curaj să spună stop violenței. Mă bătea pe mine prin țânce și fata cea mai mare m-a ridicat jos. Femeia e făcută numai pentru ca să nască, să mușească, dar e făcută. Multe lucruri frumoase se facă. De multe ori repet lucrul ăsta. Eu cum o fericită. Doamne, dar și sănătoasă. Mulțumesc. Iar în această dimineață alături de noi este doamna doctor Livia Pavelescu, medic ginecolog. Bună dimineața și bine ați venit la Prima Oră. Bună dimineața. Și felicitări pentru acest proiect frumos, pentru că într-o perioadă relativ scurtă ați reușit să câștigați încrederea oamenilor și asta e tare fain. Mulțumesc și îmi pare bine să aud asta. Și nouă ne pare bine că ați venit la Prima Oră și în această dimineață o să începem această discuție pe care o să o continuați voi în emisiunea Doctorii Duminică despre pietrele la rinic, pentru că, după cum îmi spuneați, această boală întinerește ca și marea majoritate a bolilor. Exact. Și la copii ultimul timp se întâlnește mai des. Probabil mâncarea, fast food-urile face ca să apară mai devreme, într-o vârstă mai mică. Când ar trebui să ne alarmăm și să mergem la medic? Ce ține de pietre? De pietre, da, despre pietrele la rinichi, De multe ori pietrele la rinichi stau ascunse acolo și nu dau de știre. Și pacienții le depistează întâmplător, la o ultrasonografie de rutină. Dar se întâmplă că dau de știre prin niște colici, niște dureri care nu te lasă acasă. Am înțeles că sunt dureri insuportabile la un moment dat. Da, sunt niște dureri care acasă greu le cupezi cu un tratament medicamentos. Am înțeles că în cazul femeilor însărcinate, adică cumva sunt în zona de risc pentru că fac foarte des pietre la rinichi și chiar sunt curioasă. De ce? Foarte des nu pot să zic că fac, dar intră din start într-o zonă de risc din cauza că în timpul sarcinii uterul crește, apasă pe ureter sau pe ductul ăsta prin care se scurge urina de la rinichi la vezică, îl comprimă și face acest traseu mai defectuos, să zic. Și rămâne o urină sau o stază de urină în rinichi. Și cum ar fi într-o baltă, de exemplu, dacă apa e stătătoare acolo, ce este? Se formează toată răutatea. Exact așa și aici. Urina stagnează, mai apare și o inflamație din cauza că unde este stază, este și inflamație. Dacă mai avem și o urină concentrată, adică femeia nu are grijă la cât lichid bea, bineînțeles că șansa să formeze pietrele sunt mai mari. Și dacă mai are și o predispoziție genetică, atunci da, toate șansele la pachet vin cumva. Exact, da. Spuneți-mi, vă rog, dar de ce cantitate de apă este nevoie ca să consumăm și mai exact să consume femeia gravidă în timpul sarcinii? Și la femeia gravidă, ca și la oricare, ar fi bine ca să urmărim culoarea urinei. O urină trebuie să fie deschisă la culoare, transparentă. Asta vorbește despre faptul că ne hidratăm bine. Atunci când urina este întunecată, spre cafeniu chiar... Batem alarmă. Da, exact. Cam 2 litri... repede un pahar, două de apă. Cam 2 litri de apă e suficient? Cam așa. E bine. Da, cam e asta bine. Ar fi norma general valabile. Spuneți-vă, și totuși, dacă o gravidă are acele pietre la rinichi, țin cont de faptul că este într-o stare mai deosebită, tratamentele medicamentoase, mă rog, pot să... Se indică și... Se indică totuși. Da, dar dacă este o piatră care nu te lasă, care îți dă dureri, care îți afectează activitatea zi de zi, bineînțeles că este și tratament medicamentos, dar se încearcă să mergem pe o corejare a alimentației, pe o hidratare corectă. Să ține cont de toți factorii la maxim. Dar bineînțeles că sunt cazuri când trebuie monitorizat de un medic urolog împreună cu un ginecolog. Exact. Tratamente naturiste, pentru că foarte multă lume apelează la tratamente naturiste, fie că este vorba de gravide, fie că este vorba de oamenii care au pietre la rinichi și știu. Sunt indicate?
nu ajută? Adică pot să remediez situația sau cumva e mai mult? Nu pot să zic că am eu ceva practic în acest domeniu sau să zic că indic tratamente naturiste, dar s-ar zice că un suc de rodie sau ulei de măsline cu lămâie, ceva ar face mai bine. Berea, de exemplu, mult cineva cred... Cineva da zicea că berea te scapă de pietre la rinichi. Băieți, să știți că nu e adevărat. Au mințit cu nerușinare. Doamna doctor, ne zis în pauză. Da, berea forțează puțin diureza și dacă este o piatră care stă acolo așa mai instabil, poate să o facă să coboare la vale, atunci blochează calea și da, e cam urât până la urmă. Da. Dar ce ai de măcie și întreabă regie? Cam aceeași poveste. Da. Spuneți-mi, vă rog, în cazul în care totuși aceste pietre nu pot fi eliminate prin intermediul tratamentului, se ajunge la intervenții, la intervenție chirurgicală, sunt complicate aceste intervenții? Cum pot să zic? Orice intervenție chirurgicală presupune un risc, dar acum medicina evoluează, se face endoscopic, mai rar se merge la chirurgia clasică, prin incizie mare. Și cum se formează totuși aceste pietre la rinichi? Uite, astea sunt niște conglomerate de niște săruri sau minerale și atunci când se dereglează balanța normală între apă, săruri și minerale, se formează aceste conglomerate de pietre. Și dacă nu ne hidratăm, dacă le lăsăm acolo să stea, bineînțeles că ele se cresc. Da. Dar putem să trăim toată viața cu pietre la rinichi fără ca să știm? Sau da, practic... posibil, dacă nu... Dacă sunt mici. Dacă sunt mici, da, sau mai este nisipul care... Citisem undeva că ele pot fi extrem de periculoase atunci când sunt mai mari, pentru că pot bloca anumite vase și poate surveni chiar decesul. E adevărat sau iarăși sunt grozăvii de pe internet? Da, cam așa. Poate întâmpla, dar asta foarte rar. De fapt, astea care sunt mai mici sunt mai gălăgioase, pietrele astea. Ele încep să pornească la vale, blochează, dau colici, dau dureri. Cine fac mai des pietre la rinichi, bărbații sau femeile? Sau nu e o statistică care ar spune anume acest lucru? Bărbați sau femei, cred că sunt predispuși, cam toți suntem predispuși, mai ales dacă este în istoricul familial, mama sau tata sau bunica, avem o totuși predispunere. Dacă avem genetic știm că suntem predispuși, atunci trebuie să fim foarte atenți. Dar da, totuși... cam 10% din populație se confruntă cu pietre la rinichi. În ultima perioadă a crescut numărul pacienților care au pietre la rinichi? Acum, în ultima perioadă, cam cresc toate patologii, da, și toate întineresc. Și da, asta probabil și modul de viață, și alimentația, facă... Și dacă să revenim la femeile gravide, care totuși au făcut pietre la rinichi, fătul suferă cumva din cauza asta? Nu, nemijlocit de la pietre, nu are. Dar simptomatica, poate medicația care o primește, poate cumva să influențeze. Dar, în principiu, pietrele nu afectează cumva evoluția fătului. Foarte importantă este apa pe care o consumăm. Pentru că uneori, bând acei 2 litri de apă, vrem să facem bine, dar dacă calitatea apei este proastă, atunci ea poate fi și cauza. E adevărat? Poate, dar sunt studii clinice care demonstrează că, uite, o apă mai calcaroasă, mai dură, nu duce la formarea pietrelor. Dar, oricum, trebuie să avem grijă ce fel de apă bem. Nu o bem din robinet sau dintr-o fântână care... Sau nefiltrată. Sau nefiltrată. Pentru că acum și apa este foarte proastă, mai ales eu știu din propria noastră experiență, eu vin dintr-un sat unde sunt o grămadă de izvoare și era cea mai bună apă din raion, acum e cea mai proastă apă și atunci e o problemă, o trecem prin filtru, păi trebuie să fie verificată apa. Verificat. Pacienții dumneavoastră, din practica dumneavoastră, pentru că sunteți toată ziua la cabinet, toată ziua în spital, vin deja pe ultima sută de metri când e grav sau totuși în ultima vreme ați observat gradul de conștientizare a populației, că există o problemă, că trebuie să tratezi boala la început? Asta e și scopul emisiunii noastre, ca lumea să înțeleagă la primele simptome, să meargă la medicul de familie. Se observă așa ultimul timp că pacienții trag mai mult atenție la sănătate, în special eu vorbesc despre femei, că pacientele mele sunt femei, se văd mai îngrijorate și mai atente. Dar oricum încă la acest capitol mai avem de lucrat. Lucrați și dumneavoastră în spitale și emisiune. Exact, da. Apropo, în această duminică, la emisiunea Doctorii, ce o să vedem, ce o să aflăm nou? Ce va fi intrigant și poate ceva ce nu am știut până acum foarte mult dintre noi? Păi nu. O să continuăm cu pietrele la rinichi, după care mai vorbim și despre detoxifiere, care la...
moment este în trend. Lumea tot mai mult se interesează despre metodele de detox. Sunt ele bune sau nu? Ajută, într-adevăr, cum se zice? Sau doar, sunt doar vorbe? Cum le facem? Când le facem? Cui sunt indicate? Este o emisiune care sper să intereseze mai multă lume. Sunt aproape sigură. Și ce mesaj aveți să le spuneți telespectatorilor noștri care, care au frică de medic și care cred că bând ceai de măcie și o să treacă pietrele la rinichi și nu doar? Păi, sănătatea noastră depinde de atitudinea noastră față de corpul nostru și trebuie să aibă grijă, să fie atenți la fiecare simptom și să încerce să meargă la medic, să nu ia de sine stătător ce a zis vecinul sau ce a zis prietena. Fac mai rău, cu siguranță. Accesul la medicina primară este destul de ușor acum. Așa că nu trebuie să ai decât curaj, să-ți faci curaj, pentru că, într-adevăr, organismul nostru este atât de inteligent, trebuie doar să-l ascultăm. Da, trebuie că doar să-l ascultăm. Da, semne, da. Da. Eu vă mulțumesc că ați venit în această dimineață, chiar dacă știu că vă grăbiți să ajungeți la pacientele dumneavoastră. Sper să nu se supere tare pe noi că v-am reținut aici. Reușiți, da? Super tare. Iar duminică deja urmărim emisiunea doctorului de la ora 10 dimineață. Mulțumim din suflet. Și eu vă mulțumesc. Iar cine nu reușește, poate are, nu știu, treabă duminică la ora 10 dimineață și nu urmărește emisiunea, să știți că este și pagină de Facebook, acolo unde dumneavoastră puteți să intrați, să vedeți emisiunile, să întrebați ceva în cazul în care aveți întrebări. Iar noi în această dimineață am stat de vorbă cu doamna Livia Pavelescu, medic ginecolog. Mulțumim din suflet!